Pentru noi, Cupa României înseamnă fotbal. Asta poți auzi de la cei mai mulți suporteri în Timiș, iar declarația nu e nici de cum forțată. Prin echipele orașului Stindard, Timișoara, fotbalul de aici a disputat numai puțin de 14 finale ale Cupei României, reușind de 4 ori să cucerească trofeul. Prima Cupa României a fost adjudecată în 1934 de Ripensia, care a refăcut performanța și peste 2 ani. Apoi, Politehnica a triumfat în 1958 și apoi în 1980. Dar tezaurul timișorean e mult, mult mai bogat. Sunt aici finala din 38 pe care CAM Timișoara, venind din eșalonul secund, a disputat-o. Apoi, finala celor de la CFR Timișoara în 1948. Sunt parcursurile celor de la Ilsa, Chinezul și Electrica, traiectoriile meritoase în cupa ale celor de la UMT. Adăugăm finalele cu neșansa ale lui Poli din anii mai recenți, revenirea spectaculoasă a Ripensiei în cupă după multe decenii, cele 7 apariții ale echipelor din Lugoj în fazele superioare ale competiției, plus surprizele plăcute Nădrag și Becichere cu Mic. Dar ce a guvernat maestuos fotbalul din Timiș, călăuzind prin spirit și efervescență, a fost totdeauna Poli. Nebunia violet care învăluie cupa și îi validează valorii. Așa cum îi spunea scriitorul Radu Paraschivescu, ideea din spatele lui Poli este produsul unei iubiri. Haideți să pornim spre cât putem înțelege din această iubire pentru fotbal și întâmplările ei din Cupa României. Să deschidem albumul dinspre eroii de azi, cei care sunt datori să aducă, și asta cât mai curând, spune peluza lui Poli, trofeul din nou pe Bega. Crescut la Banatul Timișoara, jucător la UMT și Poli, fostul internațional Dan Alexa este antrenorul de azi al echipei iubite de timișoreni. A câștigat de 2 ori cupa cu Dinamo ca fotbalist, iar ca tehnician visează să triumfe pentru echipa și orașul care i-au dat totul, după cum mărturisește. Dan, te-ai format ca jucător la Banatul, ai debutat la senior la UMT, ai jucat pentru Poli. Spune-mi, cât a contat fotbalul timișorean pentru cariera ta ulterioară? Enorme. Au fost primii pași. Sunt legat de locurile astea. E casa mea. Sunt bănățean. Eu sunt născut la Timișoara, dar copilăria mea am făcut-o la Caransebeș. Apoi din clasa 9 la liceu Banatul a venit cu școala, unde m-am și stabilit. Aici mi-au crescut copiii, aici am avut performanțe imense ca și jucător, și pentru Poli am prins o perioadă, să zic, glorioasă. Am legat prietenii care sunt și acum, sunt legat de oamenii de aici. Am debutat la Poli, de fapt am debutat la seniori, antrenor, dacă mi-aduc aminte, Tavi Roșca. Apoi am fost dat împrumut un an la UMT, au fost primul impact cu seniorii. Mai mult la juniori am reușit să ieșim campioni naționali dintr-o generație cu Dancea, cu Cristi Dancea. Din păcate, doar noi doi am reușit să jucăm la un nivel bun în Liga 1. Timișoara mi-a dat foarte, foarte multe și a contat enorm experiența care am avut aici. Ai câștigat 2 trofee ale Cupei României, amândouă cu Dinamo. Dar spune-mi, care e prima amintire care îți vine în minte atunci când te gândești la Cupa României? Poate legată de alt meci, din altă fază a competiției, un meci special, indiferent de tricoul echipei pe care îl îmbrăcai atunci. Da, ar fi un meci pe Giulești jucat împotriva Stelei. Mi-aduc aminte, am câștigat cu 1-0, nu vreau să greșesc, cred că am scris John McCain, golul victor. A fost un semifinale. A fost un meci cu o presiune fantastică, ne doream foarte mult să jucăm finala, am și jucat-o. Mi-aduc aminte că am avut adversar Pelton, adversar direct, și am făcut un meci foarte bun. Sigur, ca și amintire, sunt 2 insuccese care m-au marcat foarte mult și o lungă perioadă. Finala pierdută cu Rapidul pe Dan Păltinișanu, unde toată lumea era pregătită de sărbătoare. Eram prin prisma faptului că jucam acasă, eram favorit, dar Rapidul a fost mai bun în timpul jocului. Și mai am la fel o finală de la Târgu Jiu, împotriva CFR-ului. Mi-aș fi dorit enorm să câștig un trofeu cu Poli, eram capitanul echipei. Deja se crease un grup foarte bun, eram favoriți, sau printre favoriți la câștigarea campionatului.
Dar spune-mi, te rog, și din cariera de antrenor până acum, care e cea mai frumoasă amintire legată de Cupa României, la fel, indiferent de faza competiției sau de echipa pe care o pregăteai? La Călăraș am avut o perioadă incredibilă. Sunt legat de locul ăla, deși am stat doar 2 ani. Mereu mă întorc cu drag, face parte din viața mea, din sufletul meu. Sunt fericit că fac parte din istoria Călărașului. Le-am și spus-o, faptul că am provat prima dată în istoria acelui oraș, nu poate că să-mi dea o satisfacție imensă, pe care o să o simt mulți ani de acum înainte. Faptul că mi-aduc aminte perfect meciul ăla, a fost și nocturna, dacă nu mă înșel prima dată nocturnă, pentru Călăraș, s-au făcut eforturi mari, a fost un stadion plin, a fost un joc foarte bun al nostru, cu o calificare la fel istorică și mă gândesc sigur cu mare drag. Uite, chiar dacă mă întreb de ca antrenor de meciurile din care m-au marcat, ăsta a fost unul dintre ele, pentru că a fost o satisfacție imensă. Mi-aduc aminte, tot orașul, și tu știi foarte bine, a fost în sărbătoare, iar nouă ne-a dat o anvergură așa specială. Timișorean jet by jet, Paul Codrea s-a întors acasă după cariera ca jucător prin țară și străinătate, în timpul căreia a îmbrăcat de 44 de ori tricoul național al României. Antrenor la centrul de copii și juniori al lui Poli, Paul ne povestește despre tradiție și prezent din inima lucrurilor. Din experiența ta ca jucător sau poate chiar și din perioada copilăriei, ai vreo amintire legată de un meci de Cupa României care ți-a rămas în minte sau care îți vine prima oară în minte când te gândești la Cupa României, indiferent de clubul la care activai atunci? Am două meciuri așa care per să zic. Unul în care am debutat în Cupa României, jucam la FC Argeș și eram încă junior, nu prea jucam la echipa mare, la prima echipă, dar domnul Florin Halagean, Dumnezeu să-l ierte, m-a întrebat dacă pot să joc funda stânga, eu fiind mijlocaș central. Doar ca să joc, am spus sigur că pot, m-a introdus titular, am jucat un meci la Foresta Fălticeni, țin minte, am câștigat 2-1, am jucat foarte bine și de acolo practic m-am lansat către prima echipă și am rămas stabil în prima echipă. Iar așa ca spectator, meciul cel mai spectaculos care îl țin minte, acum nu sunt sigur dacă a fost în Cupa României, că a fost un Steaua Dinamo 6-4, acum nu știu dacă a fost campionat sau Cupa României, dar cred că a fost cupă, dacă nu mă înșel, acum nu țin minte. Generație de generație, fotbalul timișan, fotbalul timișorean, dar și fotbalul timișan mai larg, dacă e să discutăm de întregul județ, oferă talente remarcabile pentru fotbalul de cea mai înaltă performanță. Cum simți sau cum vezi tu lucrurile? Cât e talentul nativ și cât e dăruirea antrenorilor de copii și juniori din această zonă a Timișului? Cred că nu prea poate să coexiste una fără cealaltă. Cred că trebuie să le îmbinăm un pic pe amândouă. Și antrenorii au rolul lor, dar bineînțeles că și copiii talentați au rolul lor. Dar clar că unii fără ceilalți nu prea ai marjă de succes. Adică fără un antrenor priceput, un antrenor care îți dă încredere, care te ghidează, să zic așa, în toți pașii, cred că mai greu ajungi la marea performanță. Lucrez cu tinerii practicanței fotbalului. Faptul că activează sau că își încep cariera într-un spațiu atât de plin de tradiție reprezintă pentru ei o presiune în plus sau e un element care pe tine te ajută în formarea lor? Cred că mai mult ne ajută pe noi, pentru că copiii, cel puțin din ziua de azi, nu prea sunt conștienți de trecut. Din păcate, cred că aici am pierdut un pic pasul cu ei, în sensul că nu reușim încă să-i facem să conștientizeze că se află totuși la un club cu tradiție, un club mare care a format, cum ți-ai zis tu, jucători generație de generație și va mai forma de aici încolo un centru de tradiție, dar copiii din ziua de azi au alte preocupări și mai greu se gândesc la chestiile din trecut, dar pe noi cu siguranță ne ajută. Dar trebuie să ne întoarcem la farmecul marilor vremuri ale lui Poli și ale fotbalului timișean. Și cel mai bun ajutor ne este Octavian Stăncioiu, jurnalist dedicat istoriei fotbalistice din zonă, astăzi ofițer de presă la ASU Poli. Un suflet apric și vibrant de peluză, înobilat de studierea comorilor din fotbalul timișan și timișorean. Ce înseamnă Poli în Cupa României? Ce înseamnă Timișoara și echipele ei prin cupă în fotbalul nostru? Timișoara este, ca număr de prezențe totale în finala competiției, pe locul 2, evident, după București. Are 14 prezențe prin 5 cluburi. A câștigat chiar prima ediție, cea din 1934, Ripensia. Ripensia, de altfel, a fost în primele 4 finale din istoria competiției.
Mai mult, a cincea finală consecutivă a fost pentru o echipă timișoreană, pentru că și o echipă de divizia B pe atunci, o echipă numită CAMT, CAMT, cum era cunoscută în epocă, a ajuns în finală. După război, prima ediție, de asemenea, o echipă timișoreană finalistă, CFR Timișoara, a pierdut cu Maria Ita, abia înființată de baronul Neumann. În sfârșit a venit primul trofeu al Politehnicii în 1958, se numea încă Știința pe atunci, 1-0 cu Progresul București, un gol al lui Picu Cădariu. Poli a jucat apoi în multe finale de Cupa României, patru dintre ele pierdute, una câștigată în 80, o finală memorabilă cu Steaua, un 2-1, după prelungiri printr-un gol marcat de legendarul Dan Păltinișanu, cel care astăzi dă numele marelui stadion timișorean, aflat din păcate într-o stare care necesită neapărat o reconstrucție la nivelul secolului în care trăim. De asemenea, au fost două finale pierdute de echipa numită FC Timișoara, mă rog, anterior Politehnica AEC, a avut mai multe denumiri acea echipă care a încercat să continue tradiția fotbalului alb-violet, echipă susținută de Peluza Sud, două finale pierdute în 2007 și 2009. Pentru Politehnica Timișoara, ca să mă refer la perioada postbelică din fotbalul timișorean, este și pentru microbiștii de aici, de pe Bega, este cea mai îndrăgită competiție dintre toate în care am fost, pentru că e simplu, de aici provin singurele trofee din palmaresul clubului, cele două cupe ale României. Iar cupa din 1980, pe care mi-o amintesc foarte bine, eram copil, cucerirea acelui trofeu a creat în oraș o atmosferă, nu a spune o emulație, pentru că emulația exista deja de mulți ani în fotbalul nostru, de timișorean, dar a creat o atmosferă incredibilă, a urmat în acea toamnă parcursul din Cupa Cupelor cu eliminarea lui Celtic Glasgow, care era un club mult peste ce înseamnă astăzi Celtic în fotbalul european. Apoi cu West Ham United, sigur că a fost eliminare contra londonezilor, dar o victorie aici la Timișoara, 1-0 de palmares. Apoi celelalte finale, fiind ultima finală jucată de Politehnica în variantă clasică, să zic așa, în 1992, pierdută la penaltiuri cu Steaua, după ratări incredibile ale vârfului nostru Marcel Boban. Este o competiție tare, tare dragă nouă sufletului timișorean. L-aș parafraza pe legendarul Rudi Vețer, capitanul naționalei de la mondialul, primul mondial din istorie din 1930 de la Montevideo, pe care îl reproduce un alt nume celebru al fotbalului românesc, fostul jurnalist, regretatul jurnalist Ioan Chirilă, într-o carte cu cărțile pe față, se numește acea carte. Fotbalul este copilăria din noi, spunea Rudi Vețer. Eu o spune că pentru mine Politehnica Timișoara înseamnă copilăria din mine. Pur și simplu amintirea acelei echipe cu care eu am deschis ochii în fotbal, echipa Politehnica de la mijlocul anilor 70, acea echipă cu Dan Păltinișanu, cu Stelica Angel, cu Petre Mehedințu, Tavi Roșca, Romică Petrescu, Viorel Vișan, Ștefan Baturi, Nadu și încă alți jucători, Dănuț Lața, să mă ierte cei pe care noi numesc acum așa la repezeală, Vasile Nucă, Mima Djukic. O echipă, pur și simplu, acum telespectatorii online nu-și pot da seama că efectiv mi se ridică părul pe mine când vorbesc. Să coborâm acum în iarbă, spre un nume care încheagă fresca de afecțiune peste timp pentru fani. Ionel Bungău, fost jucător la CFR Timișoara, UMT și Poli, finalist al Cupei României, rememorează aventurile sale și amestecul de dulce amar pe care cupa l-a avut mereu în sufletul său. Ar fi multe de spus, dar o să o luăm de la început. A fost în anul 71 când eu am venit de la Universitatea Cluj, am venit acasă la Poli, că până în 67 se numea Știința, așa cum știm foarte bine. Din 52 s-a numit până în 59, nu, până în 67 s-a numit Știința. După aceea s-a reluat Clubul Sportiv Politehnica.
Sunt amintiri frumoase. Mi-amintesc că aici am avut un meci fantastic când eu am venit. Primul meci în Cupa României cu Steagul Roșu Brașov, în care am bătut cu 3-0 și am avut o prestație fantastică împreună cu colegii mei. Și mi-amintesc că în poartă era Adamache, care era titular și la Națională, Dumitriu Doi, Ienei, deci o grămadă de foști fotbaliști care am fost mândru cu ei. Cu Dumitriu Doi am fost și coleg la Rapid București, care am jucat mai puțin, un an de zile am stat la Rapid, după aceea am trecut la Cluj. Venind acasă la Poli, sigur că echipa a fost vreo 7 ani, da, din 67 până în 73, a fost în Divizia B. Când am venit acasă, împreună cu domnul profesor Ionescu, s-a format o echipă în care am promovat în Divizia A și din 1973-74 am participat în Cupa României, pe lângă campionatul care îl aveam. În campionat am terminat pe locul 7, deci în primul an de promovare. După aceea mi-amintesc că am avut niște meciuri foarte frumoase și în Cupa României până am ajuns în finală. Și în finală am ajuns cu Gio Petroșani. Meciul s-a disputat pe Stadionul Republicii din București. A fost o finală nu plăcută pentru noi, pentru timișoreni, că au venit peste 7.000 de spectatori, să zicem, suporteri. Au venit la București și i-am dezamăgit total, fiindcă acel meci n-am sălut niciodată. Am luat bătaie cu 4-2, deși eu am jucat accidentat, am avut o întindere și ultimele două meciuri din campionat nu le-am jucat, fiindcă am avut acea întindere și am jucat în finala cu Perumene, în repriza a doua. Mi-amintesc că din ce am citit, la scorul de 3-2 pentru Jiu, ați avut o ocazie extraordinară de a egala. Da, am dat o lovitură liberă în bară. Deci am lovit bara de jos și un coleg de-al meu, Dumnezeu să-l ierte, Surdan, n-a fost atent și a ratat o ocazie mare. Păcat că am dat un gol și eu la 3-1 sau cât așa, la 3-1. Un gol cu capul. Dar înainte de aia am dat o lovitură liberă fantastică. Dacă intra așa, era 3-3 și... Deci și ghinion, să zicem, pe deasupra. După aceea am mai luat un gol al patrulea. Niște goluri ușoare, să zic eu așa, neatenția fundașilor. Mi-amintesc că în acel meci a intrat turul ciclist al României de bicicliști. Și unii din colegii mei, cu Mioc, care și el este decedat, s-a uitat după cicliști în loc și de acolo s-a marcat al patrulea gol, sau al treilea, în sfârșit. Domnule Bungă, vreau să vă întreb în final, cu ce sentiment ați primit vizita trofeului Cupei României aici la Timișoara, un trofeu de care ați fost aproape, și ce reprezintă per total pentru cariera dumneavoastră amintirile legate de această competiție Cupa României? Multe, deci extraordinar de multe și acum regret enorm că n-am câștigat finala din Cupa României, că mi-a rămas o amintire, o pată neagră, cum să zicem noi. Puteam liniști să acapărăm această competiție, această cupă, deși pe parcurs Dumnezeu ne-a ajutat că în 1980, asta a fost în 1974 finala cupei, și în 1980, în sfârșit, am câștigat, am adus această cupă la Timișoara. Finala a fost cu Steaua. După aceea, mi-amintesc că după finala aceea, unde a dat Vișan un gol, golul de, era 1-1, și după acel meci, Liță Dumitru a venit la noi la Poli. Și regretele au fost din 1974 și acum mi-amintesc că îmi pare foarte rău că am văzut niște secvențe, că eu mai mă duc la Europa Nova și mai amintim, despănăm anumite meciuri și mi-a părut așa de rău că am luat niște goluri atât de ușoare încât nici la echipa de juniori nu luam acele goluri. Sigur că și suporterii noștri au fost foarte supărați, conducerea Politehnicii și a partidului, că așa era pe timpul ăla, PCR-ul, și nu le-am adus sau să le satisfacem această dorință, că vă dați seama, jucam și noi în cupe cu niște echipe de top. Și una era când jucai cu Bayern München sau cu Manchester sau cu Real Madrid sau așa mai departe.
Și mă leagă foarte mult de această echipă, de aceste, de aceste amintiri, unele plăcute, altele neplăcute, dar am trecut prin ele și mă trezesc că parcă a fost un vis. Și mai înainte de Poli a fost Ripensia. Prima câștigătoare a Cupei României, echipă finalistă în primele 4 ediții ale competiției, din care a câștigat 2. Înainte de Poli a fost Ripensia, iar acum alături de Poli și Ripensia. Pentru că renașterea acestui brand s-a făcut prin truda unor entuziaști precum Radu Ienovan. Acesta ne dezvăluie din poveștile glorioase ale lui Ripi de la începuturi, dar și despre cât de mult a contat Cupa României în ascensiunea de azi a clubului. Ripensia venea ca o continuitate la nivel de performanță, nu neapărat la nivel de echipă, a celebrei echipe Chinezul, cea care în perioada de până la 1928 a cucerit 6 titluri consecutive de campioană a României. Chiar conducătorul, unul din conducătorii Chinezului a fost inițiatorul proiectului Ripensia, respectiv Cornel Lazar, și este cel care a demarat această construcție fotbalistică în contextul unui fotbal timișorean care, așa cum spuneam, la acel moment domina fotbalul românesc. Cornel Lazar a fost cel care a inițiat proiectul de profesionalizare a fotbalului românesc și după 2-3 ani de la momentul în care a demarat proiectul Ripensia, a reușit să convingă autoritățile federale să accepte Ripensia ca și primul club profesionist care participă în campionatul României. Cupa României a fost la momentul în care am decis să reconstruim acest simbol al Timișoarei și al României, a fost, să zic, principalul nostru mod în care am crezut că putem să facem, să promovăm din nou Ripensia, și cu această ocazie am avut în practic primul an de participare sau de reparticipare în competiția Cupei României, am avut niște rezultate extraordinare, având în vedere că echipa a început în 2012, a avut primul meci în 2013 în Cupa României, faza județeană, a câștigat faza județeană a Cupei României, iar ulterior acces în faza națională, unde am disputat meciuri cu echipe din Liga 3, Liga 2 și 2 meciuri de Liga 1, și ne-am oprit în optimile de finală, fiind învinși la momentul acela de vicecampioana României, Pandurii Târgu Jiu. Cel mai frumos moment, revin la cel mai frumos moment, a fost meciul cu UTA. Ne doream, chiar am fost, mi-amintesc că am fost în faza a patra, a treia sau a patra, înainte de accederea în 16-imi. Am fost în vestiar, deși nu aveam obiceiul acesta, am fost în vestiar să le transmit un mesaj și atunci le-am spus că avem posibilitatea să facem istorie. Și acel meci a fost entuziasmant, am câștigat cu 3-0 meciul cu UTA, pe care l-am disputat pe Arena Electrica, și a fost cea mai frumoasă amintire, a fost o afluență de public, practic s-a jucat cu un public mult peste capacitatea arenei, 1000 și ceva de spectatori, a fost ceva foarte, foarte frumos, și aceea e amintirea cea mai plăcută. Bineînțeles și meciul cu Cluj, care a însemnat din nou practic o performanță în sine prin eliminarea unui club de Liga 1, dar cred eu că meciul cu UTA a fost cel care a rupt puțin din tipare. În loc de epilog,
despre cupă și fotbalul timișan. Știați că finalele competiției la nivel județean se joacă pe cel mai mare stadion din Timiș, iar uneori în nocturnă? Ideea din spatele fotbalului, ca și din spatele lui Poli, este produsul unei iubiri, bineînțeles. Domnule președinte, ce emulație creează competiția Cupa României la nivelul județului Timiș când discutăm de fazele preliminare ale ei? Fiecare echipă își dorește să ajungă să joace finala pe județ, deoarece în fiecare an, de când cel puțin sunt eu președinte, finala pe județ se joacă pe cel mai mare stadion al Timișoarei, Dan Păltinișanu. Fiecare dorește să joace, am și jucat-o într-un an nocturnă, fiecare dorește să ajungă, bineînțeles, după ce câștigă una din ele, vor să câștige cât mai sus, să ajungă chiar până în final, deși e aproape imposibil. Bineînțeles că m-aș bucura să fie ales orașul Timișoara, să putem să o ducem pe Dan Păltinișanu, să o pozeze, să se atingă fiecare copil, că avem o grămadă de copii aici la noi. Avem un număr foarte multe, foarte mari de echipe, membri afiliați, avem 131, vă dați seama că și numărul lor, avem peste 100 de meciuri pe săptămână, am avut, acum în pandemie nu s-a mai jucat.